Bun, am văzut primary key. Cum putem să facem să nu mai trimitem acest ID de fiecare dată și să facem această coloană să se, mă rog, să fie un auto-increment, să se incrementeze automat cu la, mă rog, la valoarea la care a rămas. O să vedem imediat când o să ajungem să și ștergem informații de ce zică la valoarea la care a rămas. Pentru asta ștergem, mai am pe aici pe undeva, nu-l mai am, o să dau un drop table profile cu litere mici, ștergem tabela, iar aici unde am pus create table-ul cu ID primary key, mai departe după primary key o să-i zic auto underline increment. Da? Atenție, e cu underline spre deosebire de altele unde ai not, null, unde ai primary key cu spațiu, ăsta este cu underline. Iar acum dacă rulăm acest query și zicem aici describe profile, o să vedem în zona de extra pe coloana respectivă care auto increment. Ce înseamnă asta? Dacă revin la query, pot să scap de acest ID și dacă rulez acest query acum și mă uit în select everything, o să văd ID 1, 2, 3, 4. Dacă îl rulez din nou și din nou și din nou și așa mai departe, vedem în partea de jos că au fost introduse mai multe. Dacă selectez și dau acum select everything, o să văd 1, 2, 3, 4, după aia continua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și așa mai departe. Deci, practic, el în momentul ăsta incrementează automat cu valoarea la care a rămas, după cum spuneam. Spre exemplu, eu dacă șterg acum ID-ul 16, următorul user sau următorul profil pe care îl pun nu o să aibă tot 16, o să fie 17. Da? Ne putem uita în partea din stânga cu click dreapta pe profile. Dacă îi dau table inspector și mă uit în unde ești, aici auto increment, nu știu dacă se vede la voi, dar aici după create time auto increment e setat la 17, da? Deci următorul field pe care eu o să-l bag o să fie cu ID-ul 17. Chiar dacă eu acum șterg un field, tot cu 17 o să mi-l pun. Nu o să se modifice incrementul respectiv. Ok? Deci acesta este auto-increment, primary key și auto-increment. Atenție, este o combinație pe care o veți regăsi pe absolut toate tabelele și o să vă folosiți de ele. În următorul episod, acum că am văzut și că avem informații pe care le putem manipula, o să vorbim despre update-ul.